prezint așa în detaliu pe domnul Daniel Mazilu. Cred că cea mai cuprinzătoare prezentare pe care un om poate face altui om este să spună că e prietenul lui. Aș îndrăzi să spun că domnul Daniel Mazilu e prietenul nostru și îl admir pentru preocupările foarte serioase pe care le are, adică în tema asta în care un om poate fi în același timp canonizat sau condamnat, să cere o metodă de aflare a adevărului. Să vedem, domnule, poate oamenii ăștia trebuie să condamnați și noi, unii dintre noi vrem să-i canonizăm. Nu știm exact. Domnia sa, pe lângă pregătirea teologică și filozofică, este cercetător CNSAS din 2011. Și așteptăm cu nerăbdare să ne spună metoda de aflare a adevărului. Am văzut că deja presa a fost, spre surprinderea mea, interesată. Sperăm în continuare să prezinte și concluziile la care vom ajunge. Vă mulțumesc, domnule Mazilu.